Lucrările de reabilitare de la cetatea Deva, cel mai cunoscut obiectiv din reședința de județ, continuă în ritm susținut. Se lucrează în paralel atât în incinta 1, cât și la montarea noii telecabine, care asigură accesul pe cetate, una cu capacitate dublă față de cea anterioară, aceasta urmând a fi dată în folosință în toamna acestui an. În toamna acestui an, 2022, se vor finanța lucrările. Noua telecabină cu capacitate de 30 de locuri este deja aprobată de Comisia de Bunătate, s-a organizat la stația de susținere la cetate și am făcut lucrurile la stația de plecare. Sperăm că undeva în final de septembrie, începutul lunii octombrie, să finalizăm aceste lucrări. În ceea ce privește reabilitarea incintei 1 a cetății, lucrările sunt în grafic și finalizarea lor este prevăzută pentru vara anului viitor. Florin Oancea, primarul Devei, susține că la finalizarea lucrărilor, cei care vor vizita cetatea vor avea parte de multe surprize plăcute. Se lucrează la incinta 1, se lucrează intens și am certitudinea că în vara anului viitor, 2023, se vor finaliza lucrările și vom putea să dăm drepturi mecanic cu incintele 1, 2 și 3, cititor și cititor și vizitatori. Am văzut că planurile pe incinta 1 sunt chiar grandioase. Multe spații pentru cultură, pentru va fi spectaculos, va fi spectaculos și îi rog pe tineri să mai ai încredere și răbdare, pentru că ne să facem mondială, facem cu calitate și lucrul care vor rămâne 10 de ani de acum. Pe perioada lucrărilor, inclusiv la cele de la telecabină, accesul turiștilor pe cetate se face pe jos, pe trasee marcate, iar vizitatorii nu au acces în perimetrul în care se fac operațiunile de reabilitare.